Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am spus aseară că am luat în serios o declarație ale Klaus Iohannis este în țările Baltice. A fost ieri în Letonia, s-a dus în Lituania și bănuiesc că zice și în Estonia, care sunt țări mici. Alea sunt cum te duce de la Vaslui la Iași, sau mai, la Vaslui, la Botoșani, care sunt aproape. Da. Mici neobraznici, mă rog, așa, baltice. Și întrebat de o coțofană, sau un coțofan, nu știu, că întotdeauna în echipele astea de presă, care pleacă cu președintele, toate coțofanele și coțofenii tremură de frică, pentru că chiar dacă plătesc redacțiile, la un moment dat, președinția spune, noi nu o luăm pe coțofana aia și coțofana rămâne acasă și nu unde mai face ea shopping. Chiar și în Lituania e shopping, da? Că în rest nu se lipesc nimic de ele, ce să spun, de astea, de coțofene. Coțofene, coțofane. Poate să cred că nici nu știu pe unde merg, eu am fost și eu, am însoțit. Mă rog, eram mai în vârstă așa, echipe, încă am făcut și eu parte din echipele astea de presă, vai de capul lor. Da, mă rog, colegele noastre, anuale noastre, nu ale mele, eu sunt prea bătrân, sunt colegi coțofane și coțofene. Coțofan și coțofene. Bun. Și l-a întrebat pe domnul Klaus Iohannis ieri, în legătură, o coțofană sau un coțofan, în legătură cu posibilitatea ca noi să accedem în Schengen. Și domnul Klaus Iohannis a zis că s-ar putea să nu, și atunci să nu mai luăm în discuție, adică Consiliul pe 8 decembrie, mereu o să spun jai, dacă poate are câteva posibilități. Deci el se întrunește oricum. Consiliul Ministrilor de Interne și de Justiție. În legătură, păi, se întrunește și pentru alte lucruri. Nu știu. Se întrebe dacă Ursula s-a coafat bine sau nu. Poate fi și asta o temă, că președinta Comisiei Europene e deja, nu mai știu cum să zic, nu, e o personalitate așa, ofer ca un părăteasă bizantin, ca Irina. Părăteasă Irina care i-a scos ochii fiului, ca să vezi, ca să ajungă la putere. La început, când a văzut că și fiul ăia razna ca și soțul. Mă rog, Ursula nu scoate ochii că n-are cum, că ea este un agent de influență american în fruntea Uniunii Europene, toată stima pentru ea. Mai țineți minte pe bețivul ăla, cum îi zicea mai? Ăla care îi pupa pe ai noștri, pe chelie. Venea și avea chestia asta, îi pupa pe chelie și pentru că era beat tot timpul și se clătina, versiunea oficială era că el e obosit. Și ne-a dus de pe Uniunea și acum nu știu pe unde. Ia, o să termine și o să zic, bă, și ne-a luat banii pe pandemie, pe arme, pe ăla. Și am înțeles că și bărbații vor să ne ce face. Duce, pleacă, ne lasă pe noi proști. Bun, am zis așa, de foarte simpatic. Unul din politicienii care sunt produsul unor intrigi de cabinet, de dormitor, de sufragerie sau de bara. Și domnul Klaus Iohannis a zis, deci acest consiliu urmează, se întrunește și el, prima posibilitate, să ia sau să nu ia în discuție extinderea Schengen. Dacă nu în discuție să fie admise sunt Croația, Bulgaria și România. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, Croația, care e un băiat cu minte, o fată cu minte, așa, Uniunii Europene, are toate șansele, dacă se pune în discuție admiterea, să intre. Dacă cumva nu se întrunește consensul în legătură cu Bulgaria și cu România, după părerea mea, nu se mai discută deloc extinderea Schengen nici în legătură cu Croația, ceea ce ar fi un punct, cum să zic, o lovitură nedreaptă dată Croației.
Și atunci există posibilitatea, dacă, așa cum a spus Claus Iohannes, noi nu, dacă nu se întâlnește consensul că Ucraina văd că stă țapănă, atunci, după părerea mea, nu se mai ia în discuție nici admiterea în general. Dacă se ia și se ia numai pentru Croația, nu e bine. Dacă se ia numai pentru Croația și România și nu Bulgaria, nu e bine. Dacă se ia pe toate trei, nu e posibil. Bun. Și Claus Iohannis mi-a lăsat impresia și mie că pregătește terenul pe ideea că nu se va discuta. Deci nu s-au luat în discuție, bă, când intrăm în Schengen. Imediat. Când se vor lua în discuție. Nu zic că am fost refuzați. Bun. El a spus chestia asta unde? În Letonia. S-a dus apoi în Lituania. În Lituania, tot o coțofană, sau un coțofan, tot din grupul lui de presă, îi pune din nou întrebare. Ați văzut, aranjată, da? Zice, ia să vedem, tot în legătură cu Schengen, da? Ia să vedem. Pentru domnul președinte Iohannis. Credeți că e posibil ca România să intre în spațiul Schengen pe 8 decembrie? Votul acela să aprobe intrarea României în Schengen? Sau, dacă nu, care vedeți, cum vedeți viitorul după aceea? Continui să văd acest lucru ca fiind posibil. Cred că încă mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele. Este adevărat că unii dintre prietenii noștri au venit cu noi întrebări. Suntem însă gata să colaborăm, suntem gata să găsim soluții și suntem gata să vedem un vot pe 8 decembrie. Nu e vorba că ar fi niște chestiuni cu totul noi care ar fi apărut. Atâta doar că unele parteneriate trebuie întărite, unele aspecte trebuie discutate de o manieră mai cuprinzătoare și, după părerea mea, toate acestea sunt încă fezabile înainte să aibă loc discuția de pe 8 decembrie. Bun. Ieri, 24 de ore, a zis că n-ar fi bine, nu prea sunt șanse și bine ar fi să nu le ia în discuție. Azi e clar că au pus-o pe coțofană sau coțofan, cine o fi pe acolo, să zică, băi, că acolo, zice, Pahonță stau alea Smirnă și ăia acolo, că, na, Pahonță acolo, Gavrilă Marinescu, nu sunt? Deci a întrebat din nou, considerați că există încă posibilitatea, păi când se consideră, că el a zis, aceleași, deci grupul ăla merge cu președintele. Tot grupul de coțofane și coțofene au asistat ieri la acest răspuns. De ce mai pus și azi? I-a zis coțofanii sau coțofanii, băi, pune întrebarea asta și atunci coțofanii s-a dat următorul răspuns. Încă consider că este posibil și cred că avem încă suficient timp pentru a găsi soluția trebuie. Nu prea, că mai sunt vreo 8 zile. Este adevărat că unii dintre prietenii noștri au venit cu noi întrebări, dar noi suntem pregătiți să colaborăm, să avem, să pregătiți și pentru un vot. De ce? Nu este vorba de faptul cum le plăcă noi, ci doar cum ne necesită. Deci, mâine cred că se duce în Estonia. Dacă se duce, vă întreb, mâine ce va spune? Mâine iar o să-l întreb. Adică mâine va spune la jumătate. Adică sunt și șanse, nu sunt șanse. V-am vorbit aseară, apropo de Viena, că corespondenta noastră, fără să-i dau numele, că nu aveam permisiunea, ne face un fel de revistă a presei în fiecare zi. Iată că ne-a făcut-o și în seara asta și pot să-i dau numele, este doamna Steliana Huhulescu, e din Viena, încă, dar foarte bună corespondentă. Și ia să vedem prelătarea ei. Ea nu comentează, spune numai ce zic. Am zis, i-am rugat-o pe intermediul corei să ne spună, facă o revistă a presiei, ceea ce ar trebui să facă TVR-ul, Antena nu mai spune. Ei sunt CNN. CNN nu își permite să aibă să transmită corespondență de la Viena, că nu știu, în seara asta discuta, era în studio Dobrițoiu. Deci Dobrițoiu ăsta, imaginați-vă, Von Castravete murat
dar este murat cu alcool. Și cum să spun, adică nu poți nici să-l mănânci în calitate de castravete pentru că te înveți, dar nici nu poți să îl mănânci ca bețiv pentru că e castravete. Ați spune, poate, ce rău poate fi un castravete murat în alcool, în țuică, în alcool. Ouăleu, nu, cred că se mur. Deci nu poți să-l bea, că ești bețiv, nu poți să-l bei, că e castravete murat și dacă vrei să mănânci castravete murat, nu poți că te înveți. Bun, acesta este dobrițiu, el cred că deja este un besencisme general, a fost ministru apărării, a fost condamnat cu suspendare, cam așa ceva, și e prezent seară de seară la Gâdea, deoarece el spune ce vrea Gâdea. Cred că doarme pe acolo, doarme pe acolo și îl trezește din când în când. Portarul spune, a zis domnul Gâdea în seara asta, că nu-i transmite Gâdea mesaje, transmite portarul. Păteau câmpii. Putem, care este izolat și cu tare, și cu tare, și cu tare. Și mai erau vreo doi besencisme, tot general. Oricum, tema era Putine pe ducă. Dar, măi, n-a discutat Schengen-ul. Mă, dacă toți sunteți ai lui Voiculescu și sunteți independenți, deci n-a discutat toți, sunt foi extraordinar. Intrăm, nu intrăm, mă interesează pe mine și dacă Putin a, că a fost umilit, dacă a fost umilit și, mă rog, deși văd că Putin este umilit de toți, dar toți îi dau ajutor. Bun, hai să vedem ce spune doamna Steliana Hulescu. Aseară vă citesc. La telejurnal s-a vorbit despre vizita de stat a cancelarului Austriei Nehammer la Zagreb, la telejurnal. Astăzi mai toate ziarele dezbat subiectul de astăzi. Întrebat fiind despre Schengen, cancelarul a relativizat spusele ministrului, deci ministrul de interne, Karnere, a zis că nu intre niciuna din cele trei, deci nici Croația, nici asta, nici Bulgaria, nici România. Cancelarul a zis că Croația intră, da, și că și s-a referit doar că România și Bulgaria nu intră, da. Așa, după părerea lui, a zis, uite să fac așa, să citesc, pe acolo scapă cei mai mulți azilanți și nu prin Croația, având în vedere că austriecii, zice corespondenta noastră, investim mult în turism și petrec vacanțe în Croația, nu-i de mirare, însă vizita cancelarului avea ca scop soluționarea unor probleme energetice. Ministrul de Intern, în schimb, o ține pe a lui și a declarat ieri, în fața jurnalistului, că propunerea Comisiei de a accepta deodată trei țări este abuzivă și el nu are de gând să accepte așa ceva. Nu vede nicio contradicție cu spusele cancelarului, că amândoi urmăresc același scop, ceea ce înseamnă că ambii se referă doar la România și Bulgaria. Deci, diferă în legătură cu Croația, dar amândoi sunt de acord, da? Bun. Se mai spune că Iohannis ar fi declarat că România nu este implicată în valul de imigranți și nu a fost niciodată la cerere statul român, poate până la zis, mă rog, urmează ca Bode să vină la Viena să răspundă întrebărilor. Așa și Iohannis a propus o amânare a intrării României cu una, 2 luni, zice ea, probabil că ați expresat. Da? Așa. Azilanții sunt mingea preferată a partidului atunci când vine legea. Nimic nu au cons la nimeni să fie Schengen la mijloc. România susține că nu trec pe acolo, Croația la fel. Viktor Orban și-a ridicat gardul și zice cu umor, probabil că toți azilanții zboară. Acum, dacă vreți să fiu așa răutăcios, domnul cancelar spune așa, nu că e apărarea română, că azilanții, migranții, trec ruta balcanică, este prin Bulgaria și România. Și apoi deodată zice Bulgaria, România și cum ajung în Austria? Prin Ungaria. Ungaria e în Schengen. De ce nu îți vorbește nimic de Ungaria? Da? Mă tem așa că e și o pilă. Așa, o șmecherie a lui Victor Orban, am fi vorbit pe mă, eu noi nu mă pot opune că am acolo UDMR cu tare, cu tare și opuneți-vă, dar nu contează. Bun, deci eu nu pot să vă spun nimic pentru că domnul Claus Iohannis se schimbă în funcție de țară. Habar n-am, deci poate că mâine în Estonia zice altceva, poate când vine aici, numai când vine aici se culcă și nu mai dă nicio interviu. Bun. Și mai țineți minte, deci s-a ivit un scandal între Germania și Polonia. Și anume, Germania a convenit cu Polonia să amplaseze lansatoare de rachete Patriot pe 15
suplimentare în apropierea graniței poloneze cu Ucraina, în urma unei oferte venite de la Berlin. A declarat luni ministrul polonez al apărării la 15 noiembrie. Da? Deci Berlinul a oferit Varsoviei sistemul de apărare antirachetă Patriot, așa, pentru a contribui la securizarea spațiului său aerian după ce o rachetă rătăcită s-a prăbușit, așa. Pot să pun și o întrebare? Racheta a fost ucraineană. De ce se pune rachete Patriot să apere teritoriul? N-a fost rusească. Nu era mai simplu dacă polonezii ăștia aleși vorbeau cu ucrainieni. Bun, nu mai trimiteți, mă, rachete. Așa, acum ministrul ăsta la apărare polonez, Matt Bandit, a cerut Germanii să trimită în Ucraina aceste rachete, când, deci, inițial, la înțelegerea polonez, Germania zice, bă, nu trimite ucrainienilor, că nu e bine, mă rog, deja sunt arme prea importante ca noi, germanii, să riscăm. Și atunci polonezii zic, nu, bine, trimiteți nou, noi punem la graniță. Seama polonezii au zis, nu, domnule, noi vrem să le punem dincolo în Ucraina. E, mai țineți minte că aproape vreo câteva seri m-am întrebat despre misterul rachetei. Misterul rachetei era în felul următor. La ora 15:40, pe teritoriul polonez, membre NATO și unul din cățelușii cățelușele, că e Polonia, americane în Europa, în toată Europa. Deci, și m-am întrebat, mă, dar cum de nu știu ei? S-a făcut ora 7 seara, toată presa lumii vuia că gata, că au căzut rachete rusești, cu tare, să înceapă al treilea război mondial. A scris și Iohannis pe la ora 10, ceea ce este un mare efort, înseamnă că are un telefon care bâzâie când îl sună Ursula. El se ridică, trăiți! Ce faci? Să nu murușițele zăițica lui. Și atunci m-am mirat, mă, cum dracu, că, cum a căzut racheta aia, potrivit stilul, armata a înconjurat. Am făcut o felul de supoziții. Acum mi-este limpede. Toată aceasta a fost o diversiune ordinară, am mai zis că diversiune, pusă la cale de tata Moșu Biden, întrei, cu polonezi, nu știu, sunt doi frați, nu știu, Lech și Bolek, nu știu, Stan și Bran acolo, și cu Zelenski. De ce? Ca să poată rachetele germane să ajungă, vezi, Doamne, nu în Polonia, ci în Ucraina. Deci, după părerea mea, și dacă mă gândesc la faptul că nici acum Zelenski nu și-a cerut scuze în legătură cu moartea celor doi, n-a trimis un buchet de flori. Da? Bun, deci el nu-l recunosc. Noi am avut diversiunea în trei în felul următor. Zelenski a trimis o rachetă din adins, dar acolo. Nu a scăpat-o, de aia și susținut. Polonezii și cu americanii au știut și sub pretext, bă, trebuie să găsim un pretext, că altfel vă da de ce rachete la ucraineni. Păi rachete ucraineni, trebuie să găsim o rachetă. Păi polonezilor. Sau tata Moșu Biden. Păi dacă a căzut o rachetă, era o rachetă ucraineană. Dacă se pun aceste rachete în teritoriul ucrainean înseamnă că ucrainenii nu vor mai trage cu rachetele. De ce? Pentru că acea parte a prima diversiunii, din care a făcut parte și Associated Press și nenea la paletă a fost apispășitor, că este greu de presupus că dă Associated Press o știre din asta care poate să înceapă al doilea război mondial și fără aprobarea șefului. Au dat o dată afară, bun. Ca dovadă că mai pe noapte așa, după 1-2, Biden, tata Moș, a zis, se pare că. Dar eu v-am zis, diversiunea era să se creeze un incident și anume o rachetă căzută. Nu contează că a fost ucraineană. Că trebuia spus o rachetă ucraineană. Dacă a căzut o rachetă ucraineană, cum spun polonezii, atunci n-ar niciun rost să pui rachete Patriot. Că vorbești cu polonezii. Adică, cum adică,
Gudeamite, rachetele le pun ca să mă apăr de rachete întâmplătoare trase de ucrainene, nu ca să mă apăr de rachetele ruse. Deci o diversiune și i-am spus și în seara asta mare, că acest război nu se va încheia. Nu știu unde se duce, pentru că Ursula ne-a anunțat că ea vrea să lupte până la capăt. Na, Ursulica. Schulz, opărit, vrea și el să lupte. Toți vor să lupte până la capăt. Bun, după părerea mea, mulți din România spun, domnule, acum că în Ucraina nu are lumină, nu are curent. Stimați respectați. Acolo este regimul Zelenski, da? Acolo, adică de fapt acolo sunt americani. Dacă se, deci acești, și, bun, și dacă ei n-au curent, ce? Și noi nu aveam curent pe vremea lui Ceaușescu și ne-au ajutat aia să scăpăm de el, da? Păi cine ajută pe ucraineni să scape de Zelenski? Dacă americanii și rușii erau de partea lui Ceaușescu, nici acum nu aveam curent. Mă țineți minte? Cam așa ceva aveam și noi. Deci, din punctul acesta de vedere, la ruși e pierdere de vreme. Pentru că, probabil că, la un moment dat, Uniunea Europeană va decide că fiecare țară să ia o cotă de refugiați pentru iarnă. Adică noi vom lua o cotă de polonezi, de ucraineni și toate țările, numai pentru iarnă. Bă, stați și ei stau și când se uite, bă, e și ghiocelul, hai înapoi. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, nu văd unde se termină, pentru că Uniunea Europeană nu are niciun interes să termine, America nu are niciun interes să termine, poate Rusia, dar nici Rusia nu își poate permite, pentru că aceste bombardamente fac parte dintr-o strategie. Însă, după părerea mea, este eșuată de pe acum, pentru că și dacă îi lași pe ucraineni, în sensul că cu rachetele îi dezbraci de chiloți. Doar în cot. Ați văzut, ați auzit de vreun ucrainean mormăind, spune, bă, Zelenski, hai mă, dracule, hai să facem pace. Nu. Ei sunt luptători pentru că nu știu. Acolo este un regim care vezi, a percheziționat Lavra. Deci, este un regim de dictatură militară și cu aprobarea Occidentului. Din punctul ăsta de vedere, nu fac. Deci, eu nu cred că aceste raiduri sunt eficiente pentru că, repet, Zelenski nu este Zelenski, Zelenski este o marionetă americană și americanii n-au niciun interes pentru că dumneavoastră, ce interes ar avea americanul? Întrebați pe Marius. Ce interes? Ca să fie american. Soldați nu trimit, da? Deci nu e ca în Vietnam și în Afganistan. Se bat ucrainenii. Doi. Nu e pe teritoriul lor. Ucraina. Cine e distrus? Teritoriul ucrainean. Vrea Zelenski și ucrainenii vor ca teritoriul să fie distrus? E distrus. Trei. Arme au și au de arme mai vechi în depozite și ar trebui să le distrugă. Le distrugă mediul cu orașele distrug rușii și ucrainenii, din punctul ăsta de vedere. Le și experimentează bun. A crescut industria de armament americană, duduie, da? Au putut să vândă Europei toate ăla, gazul lor, lichefia, da? Au prețul ăla uriaș, da? Păi ce-au înghițit, da? Au revigorat, adică au revenit spectaculos americani în fruntea Europei, deci până în acest război și Macron mai zicea, bă, dar să avem și noi o armată comună. Gata, acum sunt, ne întoarcem exact la perioada imediat după război, când planul Marshall vorbea la rece. Sigur că a convenit și europenilor, dar a convenit americanul. Aveau bani, că ei nu au avut să se război pe teritoriul lor, hai să fim serios, americanii nu au avut, deci cu excepția atentatelor, americanii nu au avut război, nu știu ce la război pe teritoriul Europa, da, Rusia, da, Franța, da, Anglia, așa că a fost bombardat. Ei nu au fost bombardați niciodată, mă rog, erau pe acolo cu Japonia. Dar nu poți să spui că ai tu, american, cum a venit și veneau avioane și te bombardezi. Deci ne știm, îi doar în cot pe ei, de, și cum să zic, de cine? De ucraineni? Dacă ucrainenii vor, să mă trebuie, dacă țara aia vrea, să n-aibă curent, să n-aibă, zice, bă, noi stăm și rezistăm. Ba, chiar în fiecare seară, Zelenski spune că ea o să reziste, că vor primi generatoare, că bani
Ursula dă de la ea, Ursula aruncă la bani, se dă, nu știu, nu contează. Azi, cu ungurii a zis, bă, dăm noi, nu tu în numele nostru. Da, mă rog. Da. Un alt eveniment, așa, eu, ați auzit scandalul cu Bode, eu am o părere foarte proastă despre doctoratele luate de politicieni. Cu mici excepții sunt ori compilații, ori prostii, ori plagiate, că, repet, mai ales politicianul român, cu excepția lui Dimitrie Storza, care era premier și se ducea, dar erau alte vremuri, era pe vremea lui Carol I, la bibliotecă, în fiecare dimineață și chiar cerceta, eu nu cred că există la ora actuală vreun politician care are vreo preocupare de a citi măcar o carte. Mă rog, e poata care mai citește, dar care să citească, de plăcere, de ăla, altă treabă e. Așa că aceste lucrări de doctorat, mie mi se pare că nu trebuie de nici așa da bot de doctorat. Ca să fie acolo, după fișă. Deci, el a fost acuzat de plagiat, da. Dacă, din câte știți, la Cluj există o universitate, UBB, Universitatea Babeș Bihor. În fruntea acestei universități este un tefelist, un prodan, dacă ați auzit, da, de rău de tot, adică acolo este universitatea aceasta, trebuie să vă gândiți, apropo de universitatea aceasta din Cluj, te întreb, cum de s-au puit toți securiștii, pentru că acolo s-a deschis cursul acela de securitate, de ce la Cluj? Putea să se deschidă, nu știu, la București. Acolo a avut și Coldea, acolo e unul, Naumescu, care când scrie, că e expert, cum să zic, îți vine este vârstul masă, că minte, față de Dungaciu, față de Marchievici, un din ăla, da? Și acolo s-a întâlnit decanul, profesorul îndrumător al lui Bode, a zis, s-a întâlnit o comisie de etică, da? Comisie de etică alcătuită din 10 profesori de la Cluj, care au verificat lucrarea. Profesori, nu erau profesori de gimnastică, profesori în domeniul respectiv, da? Ei au declarat că nu-i plagiat. Comisia de etică, bun. Deci, încă o dată, profesori cunoscători ai domeniului, 10 profesori universitari, cu aprobarea universității, da? Au declarat că nu-i plagiat, bun. Există în România o tantă, Emilia Șercan. Ea este o tipă care nu a făcut facultate de jurnalistică de la Sibiu, nu de la București, prin corespondență. Eu n-am pomenit așa ceva. Deci, o facultate pe care o faci la Sibiu, jurnalistică la Sibiu, da? Nu de la București, și prin corespondență, adică nici măcar stat la curs, nu știi ce e universitate. Bun. Asta nu înseamnă că nu poate să fie bună gazetăriță. Adică să o trimite, cum se numea pe vremea, gazetăria de câini morți. Adică, de fapt, divers se poate duce, uite, să-l însoțească pe Iohannis. Bun. Ea a devenit o specialistă în plagiate. Și specialistă în toate, nu în presă. Plagiate în domeniul construcțiilor, plagiate în domeniul matematicii, plagiate ca și la domnul Bode, am o părere foarte proastă pe Bode, dar până la urmă trebuie să reprincep. Ea l-a dat în gât, l-a demisionat pe Sorin Câmpeanu, un mare specialist în dreptul funciar. Și ea a zis, ia să studiez eu asta și a ajuns la concluzia că 20% este plagiat. Așa. Ce face Universitatea Babeș-Bolyai? Deci universitatea condusă de tefelistul Prodan, nu știu cum zice, mă, Prodan și mai cum cam un alt. Bun, Prodan. Tefelist? A. Decis, 10 inși s-au întâlnit, profesori universitari din domeniul apropiat sau din domeniul al tezei lui Bode, că n-a plagiat, că e proastă, cu tare, cu tare. A venit una care, după părerea mea, abia determina liceul, că eu nu pot să spun că a făcut facultate, da? Încă o dată, toată stima nu înseamnă că nu poate să fie bună, poate să fie bună găsiță și cu 3 clase primare. Eu așa și cred, nu, n-am. Să ai
Dar nu poți să te pronunți în legătură cu toate tezele doctora, că trebuie să știi măcar ce e teza. Ea a fost și acuzată, mă rog, până la urmă s-a mermelit în stil românesc, că și-a plagiat și teza de licență. Oricum, eu nu știu teza de licență. Uite, ar putea să ne o prezinte. Deci, marea ziaristă a avut la sfârșitul universității prin corespondență. N-am înțeles nici acum de ce o apără așa de tare Cornel Nistorescu, e treaba lui, nu știu, o fi lucrat în... A, cred că poate lucra când era el, la evenimentul zilei, pe vremuri, când era... A, când o cotită el, nu mai era cu Năstase, era cu Băsescu și a adus acolo toți șobolanii, toți șoricei. Bun, nu contează. Eu am spus, am toată stima pentru ea ca ziaristă, dar se ocupe de altceva, pentru că nu are treabă cu domeniul. De plagiate se pot ocupa numai oameni care au terminat o facultate și aceștia se pot pronunța numai în domeniul lor pe care l-au studiat. Nu poți să fie unul care a terminat educație fizică și sport să spună că o teză de geografie e plagiat. Bun. Dar, mă rog, domnule, dacă în momentul în care 10 profesioniști spun că n-a plagiat, ce face rectorul? Rectorul zice, Emilia Șercan, vai, 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 gata, i-au căzut chiloții, a transpirat, este ca și acest Ion Aurel. Gata, reluăm discuția și chemăm experți internaționali. Bă, o mai mare jignire decât aceasta adusă învățământul universitar. Mă rătuiesc de învățământul universitar. Bă, dacă 10 profesori s-au întâlnit și au zis, spui, băi, domnișoare, trebuie mă tale. Noi am hotărât. Păi mă, mâine, eu, din câte, așa cum este crescută, cum e umflată domnișoara asta, care era urmărită în timp ce își cumpăra o cămașă de noapte de securitate și de toată lumea era hăitită, în curând, eu ca să scot o carte, a trebuit să am aprobarea Emiliei Șercan. Sigur că ea stă prost cu gramatica, dar nu contează. Stai să ne lămurim încă o dată. Bun, n-am înțeles dacă ei nu, dar să se întâlnească 10 profesori, să spună că nu, comisie de etică, universitate, bă, și să vină rectorul, tefelist, userist ce-o fi, și să zică, domnule, ne cerem scuze, Emilia Șercan are dreptate și o să aducem experți internaționali. Bă, dar de ce nu ați zis experți, mă, de pe Marte? Uite, ar putea să aducă, la cum sunt buni. Bun, ce bătaie de joc. Stimați telespectatori, eu chiar că fac cercetare, sunt. N-are nicio rost să spun cât muncesc, cât știu, ce acribie am la surse, la ăla, știu ce cercetare, am umblat pe arhiv, am fost în arhiv, documente. Știu asta. Eu cred că povestea asta cu plagiatele, politizarea temei a distrus o temă, doctorat. N-am avut o discuție ca lumea în România. Băi, ce vrem cu doctoratul ăsta? Cine trebuie să fie îndrumător de doctorat? Pentru că dacă e așa, conduc îndrumătorul de doctorat al lui Botea, trebuie să-și dea demisia, pentru că îndrumătorul și aia cu tâlvă, tu nu vă imaginați cum adică el avea îndrumător de doctorat, era din Franța, la Iași, și îl întreba pe directorul muzeului cum să facă teza. Și că și cum eu când scriu o carte, mă și întreba la de la poartă. Doamne, vreau să scriu și eu o carte despre... Am eu o carte, vreau să scriu, tot termin, șmecherul Caragiar, un șmecherul Caragiar, una din ele care nu le voi termina aici. Bun. Da. Mi-a semnalat nu analize, a mai precizat că nu analize, vor fi cooptați experți internaționali. Aoleu, experți internaționali. Așa, da. Bun. Am vrut să văd ce mai dau ăștia la Zgeap. Ce mai dau ăștia la Zgeap? De la Ziar.com. Ziar.com, așa să vedem ce a negociat, așa? Adică Bode a negociat cu ministrul ăsta din tine, pe unde trece ruta? Adică la cum zice el, Bode, dar el va fi dat cu crace în sus pentru că se va dovedi ca plagiar, că ce mai da? Așa, bun, am înțeles, da. Bun. Hai să vă spun un lucru, pentru că acum citeam, văzut cu Qatar. Deci eu nu mă pricep la fotbal, am zis, am fost la Manchester United, Liverpool, că vreau să vă spun. Însă, eu nu văd care este legătura între fotbal și LGBT. Vorbesc serios, am
Toată stima nu le am cu etnii, nu le am cu minorități sexuale. Înțeleg, sunt tolerant, dar eu nu înțeleg. Nemți, păi voi v-ați dus acolo să jucați fotbal. Deci dacă eu mă uit la televizor, ca și micromic, mă uit să văd fotbal. Tu să văd gesturi, ăla și-au pus nemții, ăia la bot, mâna la bot. Danezii sunt supărați că de ce nu își pun. Deci, odată, când Germania, Anglia, Danemarca a fost de acord să meargă de la campionat, știau că în Qatar este interzisă propaganda LGBT. E treaba lor, da? Păi și de ce nu au boicotat campionatul? Adică de ce se duc ei acolo ca să-și pună mâna la bot? Să-și pună, a intervenit și Ursulica. Mă, telespectator, am fost în Qatar, da? Da. E unul, Doha e senzațional, adică are vreo 20 de zgârie în care stau numai trei sunt ocupate. Mă rog, e treaba lor, e petrol. Occidentul a vrut în Qatar, ba chiar era pro. Acolo, ci că interzisă gesturile și propaganda LGBT. E treaba lor. Și atunci, de ce să mă duc eu ca fotbalist? Deci nu vedeți cât a decăzut sportul. Sunt eliminați sportivii ruși. Ăia se duc acolo, nu se joace fotbal, de aia și iau bătaie, ci ca să arate că ei nu sunt de acord cu Qatarul care persecută LGBT-ul. Păi de ce nu sunt nemțelăi ăștia sau englezoii? De ce nu protestează acolo cu banderolă împotriva, nu știu, uite, exploatări din Africa de Sud, sau nu, din Africa. Niște fandosele, mă telespectă, pentru că eu sunt de acord. Păi spun, domnule, fotbalul e fotbal, gimnastica e gimnastică, lăsați fotbalul să se bată între ele echipe cu tare, cu tare. Și a transforma un campionat de repet cu atât mai ticăloasă și chestia cu cât ei au acceptat. Știau, da? Când te duci în Iran, știi că e femeie, trebuie să-ți pui brobadă. Nu vrei să-ți pui brobadă, nu te duci. Bun. Adică nu înțeleg. Deci când vine un arab în Occident, îi se spune să nu treacă pe roșu, da? Și el nu trece. Zice, bă, nu treci pe roșu pentru că este interzis. Că la noi avem un cod rutier. Poate el vrea, poate el nu. El în tradiția lui e să treacă pe roșu. Sau nu sunt. Ca în Liban. În Liban, când am fost eu, nu era nicio regulă. Și mi-a zis că singura persoană din tot Libanul care a făcut accident era o membru a ambasadei României care a respectat codul rutier. Că dacă în Liban nerespectă în regulă, nu e niciun accident, că fiecare ia atent, băi, oricând poate să dea. Dacă sunt în regulă, nu respectă unul și intră pe contrasens și a făcut pulvere. Bun, n-am înțeles. Deci, n-am înțeles, dar este una din marile. Încă o dată, părerea mea este că Occidentul chiar n-are treabă, da? Din câte știu, noi avem un primar general. El este userist ca și clocotil, ca și clotil, ca și încă unul. Ca și drulă. Problemele Bucureștiului sunt complicate. Deci, eu când am avut azi o înregistrare cu domnul Mircea Cornișteanu în zona aia Pipera, la Gândul, că acolo e trustul, și am terminat la 3-4 fără ceva și am făcut până acasă cu Uber-ul vreo oră și un dezastru. Un dezastru. Bun. Nu e apă caldă în unele locuri. E mizerie, sunt muci, sunt balie, sunt căcăreze pe stradă. Bun. Noi avem un primar care se numește Nicușor Dan zis Mucilă. El are un mare, are, acum a anunțat un mare proiect, anume lupta împotriva ciorilor din Cismigiu. Ia să vedem, ia să zicem. Și însărcinat cu această luptă este useristul viceprimar Horia Tomescu. Userist, bă. Ia să vedem ce declarație a făcut el, da? Testăm noi soluție pentru un Cismigiu curat. După ani de zile de când problema lăsată de păsări în Cismigiu nu să rezolvare, testăm soluție pentru a alunga păsările din parc, ciorile, da?
Și, fiți atenți aici, se numește proiectul Ciorile din grădina Cismigiu, vecin cu aripi. Așa, asta e numai mintea lui, ăsta de infantil a lui. E cu șodan. Și va costa 50.000, 100.000, da, spune primarul capitalei, da, chiar 1.000.000. Și anume, parcul va fi survolat, nu de efort, de păsări răpitoare, adică de uli și ce mai e? Așa. Și cu vulturi care vor fi antrenați. Deci imaginați-vă așa, primăria capitale. În primul rând să facă rost de vulturi. Nu știu de unde găsim. Poate vulturi imperiali. După asta, după ce aduce, cum îi aduce? În cuști. Că nu cred că îi aduce, face așa. E cu șordan, care mai deștept. Și e cu lipici la vulturi și vulturii vin și zice, stăpâne, ca la Sfânta Vine. Deci Nicușor Dan este în fel de Sfânta Vine, vin vulturii. Zice, ce trebuie? Bă, s-a speriat ciorile, dar să nu le alungați. Acum, eu vreau să protestez în numele ciorilor. Și vă întreb, dacă știți pe undeva un ONG, o fundație de apărătoare a păsărilor, iată să ducă și să protesteze, să facă cra-cra în fața primării, deoarece nu văd de ce ar trebui să stimulăm vânătoarea unor păsări de alte păsări. Pentru că până acum m-au nebunit. Cum? Dacă nu, cumva au vânt, dacă vrăbiri și pișiciorile de ce? În ciori. Sigur că sunt negre, sunt obraznice, am văzut că sunt deștepți. Adică de ce aceste fundații de 2 lei nu iau apărarea, care sunt fundații pentru apărarea păsărilor, de ce consideră că ciorile nu sunt păsări? Dar oricum, Nicușor Dan a terminat cu toate problemele Bucureștiului și în sfârșit are o mare problemă antrenarea vulturilor și a ulilor ca să sperie ciorile. Bravo! Așa. Ce mi-a trimis aici? Ce mi-a trimis cineva? Ultima hartă operativă, da. Bun. Cora mi-a atras atenția asupra faptului că, din câte știți, pe 1 decembrie va fi Parada Națională. Și noi am hotărât ca anul acesta, la această Paradă Națională, nu știu, să participe și militari NATO care sunt prezenți la noi. Că nu se poate să stea de 1 decembrie în casă. Bine, și vor fi aduși la București. Astăzi s-a dat o hotărâre de guvern privind cheltuielile cu ăia când vin aici. Ia să vedem ce le dăm noi militarilor NATO care, repet, sunt la baze militare, franceze, olandeze, ce vreți, spaniole, al lor. Îi plătim noi. Bun. Zice așa. Așa este hotărâre semnată de Ciucă. Ah, după Bode vine rândul lui Ciucă. Deci dacă îl debarcă pe Ciucă, pe Bode, pe plagiat, e al doilea din guvern, la revedere, domnul Ciucă, că nu o să ține așa de porci, adică Ciucă îi dă afară pe aia doi, pe plagiat și pe el nu se dă singur afară. Bun. Deci, cheltuieli zilnice de masă, 105 lei de persoană zi. 20 de lei, cafea, apă minerală, sucuri și gustări. Wow! Și gustări. Alte cheltuieli sunt pentru vizitarea obiectivelor turistice de municipiul București. Noi nu avem crucea de piatră, dar se poate fi efectuarea de fotografii oficiale 135 de lei de persoană. Adică li se dă bani. Băi, deja nu au bani. Că nu cred că vin. Adică li se dă bani să-și facă și poze. Da, pentru ăla de pe șoseaua de centură, de ce nu le dă bani? Uite, Ciuc ar putea să dea că el este un tip foarte bun. Doamne, ce proști mei sunt. Așa, și acum avem, mâine e vineri, așa, în mod obișnuit, cred că la 13 și ceva, uite că nu mi-a scris aici Cora, da? Vom difuza o nouă ediție a emisiunii Corazon, care se dă și la noi pe Cristoiu Blogul și la Metropola. Invita Mihai Albu, zice că a fost invitat numai pe tema scandalului cu fosta soție Iulia Albu și el va vorbi aici despre copilăria petrecută în satul lui Blaga, Lancrăm,
moartea tatălui Mihai a fost director TVR, așa, bun. Am zis, vă uitați mâine, vă recomand, este o emisiune interesantă, mulțumesc, la revedere! A crescut desculț în satul lui Lucian Blaga la Lancrăm. A desenat pe toate caietele și a proiectat visuri îndrăznețe. A muncit mult și a deschis un atelier de creație încă din timpul facultății. Mihai Albu, omul pe care îl îndrăgește oricine, vorbește despre copilăria sa în exclusivitate la Corazon. Îi place să spună că este ardelean pentru că și-a petrecut copilăria pe meleaguri transilvanene, în satul în care s-a născut veșnicia. Eu mă dau drept ardelean. Acum, într-adevăr, mama fiind din Chișinău, sunt jumate moldovean. Dar așa îmi place mie să fiu, pentru că am copilărit mult acolo cu bunicii din partea tatălui. A deprins dragul de a crea încă de mic copil, a umplut caiete întregi de desene. Nu erau doar simple mâzgălituri, prin urmare a fost încurajat să aleagă calea. La mine caietele toate de la școală erau cu desene. M-am observat lucrul ăsta și m-a încurajat. De asemenea, a fost încurajat să devină capitalist. Cum a venit Revoluția, Dinu Patriciu, pe mine și pe toți colegii mei din acea promoție, ne-a luat de o aripă și ne-a dus la Registrul Comerțului să ne deschidem firme. Acum firma mea este cea mai veche firmă din România. Mihai Albu vorbește la Corazon pentru prima dată despre devenirea lui, despre bucurii și obstacole, vineri de la ora 13.